Primăria municipiului Iași ia măsuri în vederea prevenirii infecției cu virusul West Nile. Astfel, astăzi, 28 august și joi, 30 august, în municipiu vor fi făcute două dezinsecții. Acestea sunt incluse în programul de dezinsecție și tratamente împotriva căpușelor, care a debutat în data de 26 aprilie. Anul acesta au fost făcute 29 de dezinsecții, 4 larvicidări și 6 tratamente împotriva căpușelor. Acțiunea vine și ca urmare a unei adrese trimise de către Direcția de Sănătate Publică Iași, prin care era semnalată prezența infecției cu virusul amintit la o persoană domiciliată în județul Iași. Substanțele folosite pentru operațiunile menționate sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu reprezintă un pericol pentru om și animale.